Aștept să închidem. Stăți satele din prejur. Toți oamenii așteaptă la poartă. Ask să aud. N-a luat nici o portă a voții, nimic. Da, chiar e drept, n-a știut. Autocarle de la Unghii. Hristos a înviat și Doamne ajut! Eu am crezut câțiva oameni ceva vor spune, dar aici sunt toate satele din prejur. 16 sate. Care o ia de la un capăt ca să fie clar? Care mai îndrăzesc, curajos, să-i spună care e problema? Ni se încalcă legea la salariu. Nu ni se dă salariul la tine. S-a promis salariul până pe 15 și dați 25 și a cu salariul. Ia să o luăm de la un capăt. Cine sunteți? Suntem angajat la fabricii de Europan. Europan? Da. Europan. Sunteți din satele din prejur aici, la Obileni, din Hâncești. Da. Și lucrați, văd că sunteți destul de mulți. Da. Și trebuia să vă dea salariul până pe data de 10. Da, nu și nu vă l-a dat. Sau pe 15. Până pe 15, s-au promis până pe 15, dar ajung 25 abia azi, la ora 10 și jumătate. După ce eu văzut că am sunat la dumneavoastră, de-am o aflat și ni s-a pus și salariul. Da? Da, da, asta e corect așa. Și salariul aveți? De la cât? Salariul 2000, 2000 jumătate. Dar și fel, asta e și fel de salariu. Mai tare ne interesează firma europeană. Ei investesc, dar trebuie să întâi salarii ca în Europa, nu ca la Moldova. Ei ne dau salarii ca la Moldova. Dar care e salariul la Moldova? Salariul? Voi trebuie să înțelegeți că salariul mediu și minim stabilit de guvern nici de parte nu-i 2000 de lei. Ăștia obligă statul să plătească un salariu, mai mare, dar pe întreprinderile astea care vin și noi ne bucurăm că sunt investitori străini, vin și își bat joc ca în Africa de noi. Și noi... Și noi, în mod normal, dacă era un stat sănătos la cap, aici trebuia să existe un comitet, un comitet care să vă reprezinte, sindicat numit. Dar noi ne-ești director la ce? Ești director, nu avem două ani de zile. Dar cum nu-i? Ea ca și la tine. Fii foaie și dar de unii directul la șinciri, măi. Și nici n-ai cu cine vorbi. Și acum, dacă vine cineva ca dintre dumneavoastră, eu și vă spun, dacă era un sindicat, acum dintre dumneavoastră nu trebuie să stăm toți aici, că nu-i normal. Se duceau doi oameni și vorbeau, luau pe director de urechi și spune, avem contract colectiv de muncă, sunt niște norme, statul ne apără, că suntem cetățeni ai statului, noi plătim taxe, impozite și vrem să nu fim măturați cu piciorul. Da. Și acum, din numele dumneavoastră, cine poate să vorbesc? Nimeni. Așa, fiecare... Inițiativa e a noastră. Inițiativa v-a sunat pe dumneavoastră și contact secretarul s-a dus. Domnul ăsta din ieșit și o străin tot înapoi, italianul. Nimeni nu vorbește. Dacă nu dați deschide în gură, îi ne arată concediu și vă eliberare și acasă. Eliberare și acasă. Da. Cu asta ne suntem amenințați și acasă lucrăm. Cu asta suntem amenințați. Cu asta suntem amenințați. Ei nu știu de 13 salariu. Ei nu știu de șomajul tehnic. Ei nu știu de nimic. Nimic aici. Nu există. Nimic. Și de la cât până la cât lucrați? De la ora 7 până la ora 3:50 lucrăm. La 4. 3:50 lucrăm. E primul schimb sau este așa? Într-un schimb. Și noi vrem și noi suntem în țara noastră. Ce să fie eu cineva străin și își bată joc de noi? Avem copii, avem credite. Își bat joc așa, ea noștri își bat joc de noi și avem străini își bat joc de noi. Ajutați-ne, dați ceva. Păi, dar nici nu știm cine își bate joc. Poate cineva, într-adevăr, de acolo fac transferul la timp, poate își trimit bani. De la noi e cu întârzieri. Întotdeauna la noi e cu întârzieri, în orice lună. Care lună așa ceva? Dar și este salariul 2000 de lei ăsta? Luna asta 1700. 1700. Am trei copii minori dintre ținută și fac eu am la bar 1700 de torii. Eu nu ne ajut să mă întrețin cu dâns. Dar noi toată luna, luna trecută am primit 1200, că nu lucrăm toate zilele. Când nu lucrăm, ei ne pun în concediu. Dar noi nu suntem noi genoveți, ei n-au de lucru. A trebuit să plătea șomajul tehnic pe ziua, că noi n-am lucrat. Așa s-o pot eu. Asta e înțina lor. Dar astea nu-i salariul 2000 de lei. Eu zic să vă organizați într-o altă formă și să faceți un colectiv, să-i impuneți toți împreună. Că acum, degeaba vorbim, toți să facă un sindicat între dumneavoastră. Și aveți reprezentanți și să faceți contract de muncă și să stabiliți cu
că salariul minim trebuie să fie 3.000, 4.000 de lei și trebuie să se implice. Nu pot să lucrez cu 2.000, asta nu-i salariu. Mai stai numărul la doamna Olga, secretara. Contract individual. Fiecare își bate joc. Ce-o făcut contract individual, nu-ți place, ți-l-o dat în frunte. Da, ești liber. Mâine ne s-a sunat doamna Olga, că o sunat doamna Paula, că mâine vor fi concedieri în masă. Dar mâine ați fi concedieri în masă. Da. Noi vrem cu susținerea dumneavoastră, cu toate că suntem toți. Pe care ducem, am uișim cu doi, întrem la fabrică să vedem cine să așa e important. Da, noi vrem să ne susține, suntem în țara noastră. Dar nu mai aveți cine găsesc, să-mi prăștietesc. Să-mi prăștietesc, da? Ieșit sau dus? Italian. Eu zic cineva să găsim, ești paznic, asta îl chemi înapoi. Este bucătărie, este o doamnă. Perioada de probă, 3 ani de zile. 3 luni. Dar nu o să ridică nici la urmă. Și eu trebuie să lucrez 3 luni de afară, fără salariu, fără nimic. Dacă nu-ți faci ceva și îi spui lui, și nu te opui la cerințele lui, te dă afară, nici nu se uită la tine. Că ești sau cum nu ești, ai categorii, nici nu se uită. Doamne feriește-mi. Avem câteva ani de joc în țară la noi. Dar sunt mulți care au fost pur și simplu dați afară, fără nici... Nu i-a plăcut ceva afară. Și apoi ei se jelui, că noi nu avem forță de muncă, dar băi, de calcă în picioare, ia să vă dă un salariu de 7, 8, 9 mii, în Europa le dă 1 mii de euro, de ce nu vă dă 10 mii de lei? Hai că sunați fii ca în Europa, că au venit să facă bani. Vă dă în jumătate. Da, nu chiar un patron, dați-mi în jumătate, dacă o 300 de euro, că nu chiar cum dai în Europa 1 mii de euro, dă-i 300 de euro. 300 de euro. Care dar și 2000 de lei care ți-i dă, nu ți-i dă. 2000 de lei, dar și faci cu 2000 de lei la țară. Tu cum mă doare capul. Eu îmi dau seama de ce nu mai vrei nimeni să rămână aici. Da. Deci să duc și lucrează câteva luni undeva în străinătate și vine acasă și nu faci nimic. Decât să stai argat la nu știu cine să... Da. Și noi vorbim de investiții. Ia că este și astea sunt investiții. Dar vedeți și aici să mă văduți, vă ridicați mașini, au... Și domnule, ne-ai făcut de mână, noi venim, noi... Pentru asta și-am venit. Bună ziua! Vrem să vorbim cu cineva din administrație, că aici e un grup de cetățeni nemulțumiți și vrem să vorbim. Director, cine este? Contabil, șef? Treaba e în felul următor. Contabilitatea e dus la Chișinău. Da, dar șeful? Șeful e dus la Tâncieș, undeva... Dar nu puteți să-l sunați, să-i spuneți șeful, vină că aici stau 100 de oameni, 200 de oameni și a venit Vasile Costiuc și vrea să vorbească. Vă rog eu frumos. Eu știu că trebuie să veniți și... Păi vă rugăm foarte mult să vină. Ne-o transmis, adică... Da. Să nu veniți pe teritorie. Și de vorbit afară. Dar eu cu dânsul vreau să vorbesc, că noi am venit să rezolvăm o problemă, n-am venit să... Da. Eu iată aici sunt, vă rog. Vă rog foarte mult, sunați-l și spuneți, da. Lumea vrea să vorbească și vrea... Eu vă rog foarte frumos, civilizat. Pentru că oamenii ăștia nu poartă nicio vină, ei trăiesc în Republica asta și au drepturi. Cât suntem obișnuiți? Eu de ce spun, frate? Că suntem la noi acasă și aici ne calcă în picioare. Că n-are cine să ne punească și să dobândim ceva. Așa fi care mocnim colo. Da, și ne ducem acasă și ne plângem acasă. Da. Și n-are cine să ne... Sunați-l, vă rog. Da. Și spuneți-i. Mai luați acolo așa și nu-i sună. Eu te rog frumos, stai cu noi aici și sună și spune-i să vină. Ăștia spun că nu e niciunul dintre cei care ar trebui să fie. Contabilitatea este. Contabilitatea e dusă la Chișinău, dar directorul la Hâncești, da? Oricare cu care putem vorbi știe limba română. De oricare am să înțelegem noi. Stați-vă, câtă lume care e nedreptățită, spune. E un lucru rușinos, parcă, da, hârtie igienică nu-i.
ce tipul trebuie. Nu e lichid, de spălat mâinile. Mi-i scurt, nu pot joc ca de niște animale. Condiții poate rău. La noi acasă. Și cum îi zici ceva afară? Da. Afară. La orice întrebare în mază, răspundul afară. Afară. Și nu-ți place. Și azi mi-a spus. Nu-ți place. Hai, domnule. Și trebuie să vină procurorii, noi râdem, dar nu-i de glumit. Da, noi râdem. Păi, noi suntem oameni, noi avem drepturi, sunteți... Eu nu știu ce să vă spun. Păi suntem, avem copii, avem drepturi, ieșiți, bați joc de noi, că au venit investitori și toată lumea asta trebuie să stăie să uite cum îi vin, să uite pe sub... Și trebuie să vină un procuror să iei de urechi pentru tot ce fac ei. Când am trecut lucrăm, am avut avocat la fabrică, el ține cu lumea. L-a dat afară. Domnul Gheorghe, familia nu mai temi familia. Domnul Gheorghe, el ține cu noi. Joc străinii din moldoveni. În țara lui te duci și spune drepturile lui, tu le respecti. Vin aici și respect, dar cum te străină în bătaia asta de joc? Cu 2000 de lei nu se merită. Doamnă, a noștri care au plecat în Italia au toate drepturile ca și cei străini de acolo. Și ăștia vin aici să-și bată joc de noi la noi acasă. Că legea e ei, ei sunt legea. Ei sunt cu banii, de asta e legea. Și noi ce trebuie să facem? Proprietarii fac ce vor cu voi. Voi sunteți proprietatea lor. Ei au dreptul să ne pună în carantină câte 3 săptămâni și nu ne plătește un bănuț, nu ne plătește. Obligatoriu ne pune. Pentru ce? Noi venim să muncăm, să muncim, să ne scoatem dreptul nostru. Să hrănim și noi, că avem. Trebuie să mă țină pe mine o băbuță de 82 de ani pe mine și soț. Cât de piență? Cu 1.500 de lei când eu lucrez, doi lucrăm la fabrică și noi nu putem să scoatem dreptul nostru. Pentru ce? Și le spui și îți spune, nu-ți place cererea și ai plecat. Pentru ce? Apoi, noi n-am ajuns până aici, dar eu vă garantez că revin înapoi, ne grămădim toți, facem o asociație a muncitorilor. Pentru că s-au distrus toți stâmpiții ăștia, noi nu avem nicio formă de a ne proteja. Noi nu avem oameni care să ne apere. Și acum cui te plângi? Vasile numai, că altfel cui? Facem asociație, facem contract de muncă, puteți o dată afară, nu vă dă afară. N-are cum. Însă trebuie să închidă la Rioc și duc înapoi de unde a venit. Domn Vasile, o întrebare. Și facem contract, nu individual, așa cum au făcut ei în bătaie de joc. Ei au găsit, au juriști, specialiști. Și ei fac contract individual, nu îți place afară. Conform codului muncii, eu știu că întreprinderea e obligată să plătească pentru munca, pentru lucru în mediu toxic. Toxic. Avem 5 ani de zile, nu s-a achitat odată. Asta este o substanță foarte toxică, cum zicem noi, acetonă. Noi îl muncim cu ea. Nu se plătește, eu știu că trebuie să achite 300-350 de lei lunar, atâția muncitori de 5 ani de zile și s-au acumulat milioane. Așa e? Fac evaziune, fac tot ce... Ei folosesc de sănătatea noastră, ei ne încalcă dreptele noastre. Și dacă în spital, cine îți plătește? Dar cine să-mi plătească? Eu ridic întrebarea. Nimic. Eu foarte des o ridic întrebarea, ei nici nu vor să audă de așa ceva, spune, patronii nu vor să plătească. Doar ei trebuie să respecte, indiferent că sunt țara noastră, să respecte legea. Ei nu vor să respecte legea. Orice țară noastră și trebuie să fie o lege oarecare. Da. Dar la noi nu se respectă. Ei iese, dar nu se respectă. Poate și iese, dar nu se respectă. Nu aud nimic. La noi legea se numește legea culiocului. Care e culiocul? Da, da. Așa da, da. L-are dreptate. Iactele, el e la noi culiocul. Tu faci legea aici la Obileni. E singur șef de secție, lucrează nelegit în Moldova. Dacă pleacă înapoi, înapoi nu poate veni, reveni înapoi. Spune întrebarea, pentru ce atâta timp lucrează în Moldova deja? Băieți, noi trebuie să luptăm pentru drepturile noastre. Aici trebuie oamenii să aibă salarii decente. Trebuie să aibă contract de muncă colectiv, să ne apărăm colectiv. Degeaba mai suntem noi moldoveni dacă nu știm să ne unim între noi. Iată, sunteți un colectiv enorm de mare. Și dacă vă întreb, fiecare trebuie să se lupte pe baricade aparte. Și fiecare în parte e slab. Și domnule, ai vorbit cu... Doamna Rodica, care e contabil șefă, da? Și dânsa zice că nu poate iei cuvântul față de dumneavoastră și înaintea publicului. Dar bani se dă, ei poate? Ei tot spune că și ei e angajată, ca cum și noi toți în comună, și ea nu poate să răspundă la aceste întrebări. Mi-a spus să sun la domnul, la unde dacă e pe loc aici, el e și loc aici. La domnul Dinu, mă refer la persoane, nu, știm că s-a aici, da. Sau la Savelia, sau la Paula. Sunați! Da, dar de pe loc mi-a spus că nu trebuie să le sunăm, că ei... Nu vorbesc, da? Dar ei nu știu că oamenii ăștia au drepturi, că noi avem Constituție, avem legi.
Că oamenii ăștia au familie, pe ei nu-i interesează. Da, pe noi toți ne interesează să știu destul de bine. Și să le blocăm poarta să nu poată ieși, intra. Nu. Să vadă că noi suntem băieți cu inimă. Cum îmi fac eu impresie, poate știți așa. Stăm 2-3 zile acasă și eu mă da? Gândesc așa mai nu, dar eu nu-s de șala care stau 2-3 zile. Asta e o părere, eu nu spun, o să-i spun. Da, eu spun o părere, nu spun concret. Și eu sunt tot angajat ca și dumnealor, sunt tot... Rugămintea noastră spune... Eu sunt mai tare ca dânsul obișnuit. Vă cred. Dar n-avem încotro, suntem peți într-o... Cum păi de asta trebuie de vorbi cu ei categoric, fără jumătăți de măsuri, duceți-vă acasă, lasă ca să ne lămurim. Da. Să vină să discutăm. Da, cu noi. Acum să vină. Da, și cu un advocat. Că acum am venit să rezolvăm, n-am venit să vă vedem și ne ducem înapoi. Da, și un advocat să și aici și să întărească de la advocat. Ochii dacă în cazul era este și aici este, aici închiste. N-ai listele? Eu zic să facem listele cu tot cu contacte de telefon. Ia. Să iasă domnul Vasile, știu că secretara o stat de vorbă, cu cine o stat de vorbă acolo? O jumătate de oră, dumneavoastră ei s-au dus acasă, unde s-au dus, nu știm noi. O sunat pe telefon, o sunat doamna Paula, domnul Saveli, care vrea să lucrează, care nu o duce acasă. Că de mâine vor fi eliberare în masă. Nu se face așa. Trebuie, doamna, dacă era secretar și ținea cu lumea, trebuie să te iei. Mai oameni buni, ce v-ați adunat, ce ați făcut? Când au auzut că am sunat pe Vasile Coșciuc, gata, tot au fugit de aici. Am de atâta nu trebuie să cedăm ca ei să înțeleagă da, au dreptate când stiem. Banii tot i-au pus când au auzit. Când au auzit că ați avansat dumneavoastră, au fost bani la toată lumea, tot strigau, am eu salarii, avem salarii. Până acum nu au fost salarii. Ramul nu erau. Apoi, fraților, ce să vă spun? Eu nu sunt nici ministru, nu sunt nici deputat, nici prim-ministru, nici președinte de țară. Eu sunt simplu băiat ca și voi. Nici mai mult, nici mai puțin. Da, am o inimă și o încuraj că ei, când aud că vinim, fug cadrași în toate părțile. În momentul în care veți înțelege să nu-l mai votați, atât vine colegul nostru avocat, dacă nu greșesc. Așa-i? Am ușa să căutăm soluții juridice. În momentul în care veți înțelege că problemele se încep de jos, în momentul când l-ați votat pe Dodon, pe Șor și pe toți drașii ăștia, ei au uitat de drepturile și libertățile noastre. Ei se înțeleg cu directori, proprietari, cu cine vreți. Ei între dâși să înțeleg. De atâta, pe data de 11 iulie, trebuie schimbat tot. Absolut tot. Ca aici la fabrică să nu mai vine Vasile Coșciuc cu camera, dar să vină cu inspectoratul fiscal, cu... Și să facem regulă, chiar dacă ei cred că în o lună de zile au să ne mai poarte de nas, că nu le facem nimic. Dar după 11 noi trebuie să avem o șansă, ca aici la fabrică să fie contract de muncă și noi dacă venim data viitoare nu mai stăm la ușă să-i întrebăm, dar cum vă cheam, dar hai chemați-l pe șef. De urechi scoși. Cei care calcă drepturile omului în picioare, n-au dreptul să fie oameni de afaceri. Omul de afaceri trebuie să aibă grijă de ăștia amărâți care lucrează la el. Ăștia îi aduc bani. Că banii nu cresc în copac. Dar voi aveți familie, ca și mine, ca și el. Și cu 2000 de lei nu poți face nimic. Iată, noi împreună cu domnul avocat am să facem... Domnul Petru. Aici e un grup de oameni... Au o problemă cu administrarea, cu directorul întreprinderii. Ăsta îi terorizează. Nu-ți place, marș acasă, au un contract. Ia uitați-vă și acte îndeplinite au. Acum și să studiem contractul individual de muncă cu fiecare în parte. Pentru că fiecare... Așa ar fi un an de zile, da? Da, la toți. Nu, dar el poate fi reziliat așa unilateral. Nu ți-a plăcut, marș acasă? Dar ia uitați-vă și zic oameni. Trebuie de analizat, asta nu se face așa din peste noapte, într-un moment să iei și să anuleze contractul. Din 12 martie 2020, la fiecare e diferit, da? Și dacă e pe un an de zile, nu era expirat? Până martie 21, aici, da? Concret. Dar păi să înseamnă că el e expirat. Nu știu, eu... Doamna, mă tăi dat. Altul n-ai? Dar dacă el e expirat... Aici ai tot! Pe un an de zile făcut sau pe 5? Pe un an! Și întreprinderea asta e? Ce faci? Ce produci la întreprindere? Încălțăminte! Ia uite! Mai dați încă unul! Așa! 2017. Și le zic, în fiecare an prelungesc contractele, da? Când te angajezi la loc. A, să fie în șapte, el automat se prelungește. Da, da.
4 ani de zile, da, tot contractele s-a merit. Și uitați-vă și salariul primesc eu, 2.100. Și indicat aici. Da, unde scrieți 2000? Este ordin, trebuie ordin de administrație. Să se prelungești contractul în caz dacă se gândesc salariul pe foaia. Dar este foarte diferit, doamne, dar unii 2000 de euro. Îți mărești salariul, îți mărești salariul cu 300 de lei, la categorie. De ce? Tu sus, un exemplu, cum scrie, dar din 300 se oprește impozit și rămâi cu 23.000 de lei. Am 4 ani de zile de când lucrez. Și în 4 ani nu s-au modificat salariul, nu au crescut. Prețurile s-au dus toate în sus. Categorie cu 100 de lei. 100 de lei. O dată fișa de post, fișa de post ați îndeplinit fiecare în parte. Că dacă nu e clar, dolgesna instrucția, fiecare funcție, salariu, tariful, nu aveți așa ceva. Nu. Dar contractul, comitet sindical, sunt membri. Nu e nimic, domn Petru, nimic. Director, noi nu avem pui neadresat. Noi nu avem. Dar și are ceva produse aici. Dar nu scrie. Da, ia spune. Bază, material. Pune pe capot la mine. Să mă ocup eu. Și nu vă dea acum voie să intrați pe teritoriu. Pune pe foie aparte dacă vrei. Dar să fii tot contact. Dă încă care sunt. Și termen. Țineți, doamnă. Țineți înapoi. Și termen. Cât e nevoie achitat salariu? Din 15 până de 25 ani avea cu salariu. Numai că auză că venim noi, le-o dat, o să le dă salariul, le dă tău. Când am început lucrul de la ora 7, noi stăm. Și astăzi n-ați lucrat. Asta e un fel de grevă. Ne-am pus salariul. Și când auză de... Ei, când auză că vine Costiu, gata, auză că vedem salariul, au fugit toți. Care vor să lucreze, să ducă la lucru, care nu vor să lucreze. Timp de 10 minute, au apărut. Au apărut. Mamele la toți. Și am să facem o asociație care ne unim toți împreună. Am să avem și susținători. Dumneavoastră, în țară, la noi avem drepturile noastre, nu dreptul străinilor să viți cu mâna pe noi și să mușim ca roghi. De atâta trebuie să fiți alături de noi. Eu sper că dumneavoastră ați învățat lecția. Dacă îi suntem acum de noi, dacă ajungem la guvernare, atunci nu ca o să fii puși la respect. Noi trebuie să redeschidem înapoi întreprinderi cu capital de-a nostru, de acasă, în băieți cu bani. Și la noi, sunt băieți care au lucrat picotare și au bani. Trebuie să creăm condiții și salarii. Și folos că a venit investitor și îmi dă 2000 de lei. Să ducă la dânsă în Italia, deschidă cu 2000 de lei. Nu deschide la dânsă, sunt alte condiții și alte... Pentru că acolo statul îi pune la punct. Domnul are România, a avut o fabrică, s-a închis-o. O România a închis fabrica. Cu 100 de euro, da, pui... 50 de euro lucrez, pe lună. Acum, dar dacă scăpă psihotare, nu mai vine înapoi. Pentru 50 de euro. Doi studenți întreține cu... Dar nu se duce psihotare și nu ne ducem nimeni, vrem în țara noastră. Stimați prieteni, pentru că nu știu dacă mai reușesc să vin în campania asta aici, să vă grămădesc pe toți. Noi nu avem televizoare, noi suntem un grup de băieți cu inimă. Ce facem pe 11? Schimbăm toți sau nu? Da! Fugați fugării din țară! Da. Foarte corect! Înseamnă că pe 11 categoric fugărim și șuma roșie. Aici să n-aibă nicio șansă. Noi singuri, așa cum am venit singuri, și fug toți, așa să mergem mai departe. Că dacă și ei se grămădești cu 3 proști, nu faci mai mare brigadă. Ia uitați-vă, în jurul meu avem avocați, juriști, profesori. Fermieri avem, de pe aici, de pe la Hâncești, și foarte mulți care au protestat săraci și ei, care sunt și ei pe limita de supraviețuire. Avem oameni care a să-i ducem în Parlament să fie altfel. Și eu am să fiu cu ei. Noi am să schimbăm multe lucruri. Vă spun eu, în vara asta, lișușim urechile la mulți. Așa cum suntem acum de noi, că nu reprezentăm niciun stat, nicio funcție, nimic. Când am să fim în funcții, au să fug și mai mult. Dar eu am să merg exact cum merg acum, să vorbesc cu oamenii. Eu nu mă schimb. Dar acum eu vreau să nu ne ducem până nu rezolvăm problema. Eu n-am venit degeaba aici. Noi să închidem telefonul și mergem să-i tragem de urechi și să facem o organizație să ne apărăm colectiv. Până nu obținem contract de muncă și majorarea salariilor, noi nu lăsăm în pașii această întreprindere. Că dacă vă da bani, duceți-vă acasă, asta nu-i soluție. Vă închizi gura, numai duceți-vă. Acum insistăm, contract colectiv de muncă. Toți odată.
nu cu fiecare în parte. Și nu se poate să dea afară pe care când vrea, când nu știu ce. Facem comitet sindical și atunci trebuie să negociez. Și să ridicăm. S-au ridicat prețurile, majorat salariile. Nu vă place business-ul aici? În țara ta. Noi nu avem probleme cu nimeni. Toți să vină să facă bani, dar să plătească salarii, să nu-și bată joc de oameni. La dâși oamenii au drepturi, dar noștri n-au drepturi. Așa poți să vii să-i dai un șor în fund la Moldovan, dar și el tașe. Forțat fără cerii, fără nimic. Concediu anual de odihnă care trebuie să ne-l dă, e ne-l e forțat. Dacă fabrica nu are de lucru, astăzi ne spune concediu fără cerii, fără nimic. Eu le zic, dar vă știți că e contrar lege? Știm, dar deși nu ne dați cerii, pentru ziua de azi eu știu că eu mai am 27 de zile dacă azi ne-ați luat. Nu, eu nu dau nicio cerii, eu n-am nicio cerii scris, dar nu știu câte zile de concediu am. Noi nu avem dreptul la odihnă, în primul rând, nici s-o lua dreptul la odihnă. Eu spun, mai avem probleme de sănătate, trebuie să ne rezolvăm. Sigur că... Nu se rezolvă nimic aici, nu știu. Cine-i apără, cine-i protejează? Vă spun eu, ăștia culiocarii. Ei sunt prieteni cu procurorii, cu șefii, cu toți dragii ăștia care ar trebui să ne protejeze drepturile noastre. Ei sunteți prieteni cu mătrii, că eu când mă duc și iau de urechi pe unul, când mă uit, ei sață unul după altul. Tragi de pădurar și el vine cu procurorul, cu milicionerul, vin toți din urmă. Și nu-i poți opri. N-ați văzut că vin să-l întreb pe ăsta care-i neam cu șeful pădurarilor, cu barul care... Când a pe ei stăți neamuri aici, cu șeful acolo, Silviu, cu șeful judecătorii, la dânsul lemnului tot ilegal, tot ilegal. Dar noi că nu putem să cumpărăm un cup de lemne. Și pădurile stăți stai, toată lunca asta a prutului, tot e tăiet. De asta eu cred că m-au uitat la Obileni, în partea asta la Cotu Mori. O votat un primar socialist, ne-am pus mâinile în cap. Și la noi, la nemțeni tot așa. Doamne, poate o-mi prinde odată la minte. Unii vedeți ăștia la Șocanu și șiuma asta bolșevic scuipați. Ăștia ne-au turbat de cap, ne-au sărășit, ne-au făcut ni oameni. Noi ne batem între noi că ei străiască milionierii. Și nu vin amuia aici. Și nu au venit deputații să vă țină lecții, să vă spună că eu mă gândesc, eu tot noaptea nu dorm, mă gândesc la voi. Și nu vin. Cam ușa să vă prindă prin sat cu gazetele astea, cu steluța în frunte și ați vă pui gazete în poarte. Că ei tare vă iubesc. Unii vedeți cuipață în frunte, vârliți cu ouă băhlit, că trebuie să mai rămas de la cloște. Al vedeți pe Bolea sau pe bătrânția pe aici că îmblă, zvârliți să puta băhlit de la dânsi până la parlament. Puți și așa de la dânsi, corect. Îi trimă pe altcineva, au slujile lor, că îi trimă. Speșeia, dați-i speșeia cu zilioncă. Eu foarte serios vă rog. Noi am rămas o mână de oameni, una chinuită. Dacă încă o dată îi mai votați pe dânsii, 2000 ați vă pară mult încă. Aștia ne calcă în picioare și ne bagă în pământ cu totul. N-avem dreptul. Pe 11 categoric, categoric încă o dată, să vorbiți cu toți, aici sunteți câteva sute de oameni și vă întoarceți înapoi în 16 sate, încât a spus. Să ne uităm pe 11 noaptea la 12 cum noi, partidele de dreapta, avem majoritate parlamentară. Sunt două opțiuni. Este partidul PAS, cei care-s hotărâți, și există democrația acasă. Două partide vor trece și vor avea majoritate parlamentară. Dacă îi scăpăm pe socialiști cu voronii în frunte, că l-au pus iar pșoroi în frunte, și împreună cu șoriceii lor, și amu mai au un bratan care îl cheamă Usatăi, ei vor întâi să facă majoritate. Dacă pune ei mâna pe putere, eu sunt primul trebuie să fug de aici, că ăștia o să mă îngâtă, o să mă închid la pușcării, că eu tare i-am supărat, cu tot cu carierile, cu pădurile, că am umblat și am filmat și le-am arătat. Dar oamenii ăștia, eu fug, eu sunt mai tânăr. Dar voi unii vă duci? Cine-ți va apere dreptul? O să vină șor? Sau voronil care îi curge năsâp din urechi, el trebuie să stăi la pușcării și îmblă moartea și alcat prin prejurul parlamentului și el iar vrea deputat. Și una din babi la unde eram, la Căușeni, oi, dacă era voronil, apoi îl votam. Eu nici n-am mai zis nici că mă zic, dacă îi spun candidat, spre ce să duci și votez? Dacă îl vedeți că el se trage spre șumă, spre cancer, vă rog, ascundeți-i buletinul, luați-i pașaport, băgați-l sub piernă și a doua zi dați el. Dacă vezi că o ierați, dar bagi buletinul și ala undeva sub piernă, spune că nu știu, nu l-am văzut. Vă rog. Altfel degeaba vorbim. Trebuie să trecem la acțiuni. Eu sper că
întâlnirea de noastră de astăzi cu soluții, Amu și Cătămin nu creadă că noi îi scapă de noi. Noi suntem ca buldogul, dacă ne pornim, ieșim cu ușa în schinare, că la procuratură mai nu i-am bătut pe șeri acolo. Ne ducem să vedem cum. Domn director, mai găsim cineva sau nu? Dacă e așa, am primit informații, adică... Și nu vrei nimeni să vorbească cu noi și consideră că oamenii ăștia nu merită să primească o explicație. Merită, clar că merită. Dați-ne un nume, un director, un ceva. Dați-ne două foi A4, scriem o petiție, dar colectiv. Dați-ne un foi A4, sunteți. Vă rog. Abidei este acurate, n-aveți? Ori n-aveți? Dar dacă facem petiții colectivă, ce înseamnă asta? Dacă nu ne ajunge o foaie, vă mai dăm una. Dați-o una. Da, să vedem. Da. Da, dați-o ștoc. Aia e înăuntru, gata. E înăuntru. Ia-te. Unii colegi, domnul, ia încă o listă comună, Amu și facem noi petiție, n-am zis că noi știm ce facem. Notați numele, prenumele la fiecare și un număr telefon. Acolo este un stilou. Da, dar mai este o listă ca să nu facem două ore de vreme. Toți la rând, că noi să mergem. Și să facem o asociație, atât domnul Petru. 6 trebuie să comitet organizatoric de acest. Ia ca 6 oameni votați. 6 oameni votați și să vină aici la mine. Propuneți 6 oameni în care aveți încredere. Începem mai bine în... Dar nu trebuie, specialiști avem noi. 6 oameni și facem comitet. Ce să de lucru am dere? Băi, dacă e așa câte 2 oameni din fiecare secție. Din secție. Apoi ia că sunt 3 secții, da? Foarte corect. Stimați domn, doamne, zici că sunt 3 secții, da? Câte 2 oameni din fiecare secție și fie 6 oameni în comitetul organizatoric și mai găsim încă unul, 7, ca să nu spună. Și voturile se iau prin decizii unanime. Acum să participăm la tratative cu administrația. Așa se face. Noi corect. Noi înaintăm cerință despre cerință. Cerință și ei urmează să dea un răspuns. Asta nu înseamnă că imediat vor să le accepte. Dar ei trebuie. Și număr telefon, cum vă găsim, vă rog. Un număr telefon. Dar pe noi ne mai și acolo. Nu, unde nu v-ați semnat, dar număr telefon, ca să putem ține legătura cu fiecare dintre dumneavoastră. Și satul, dacă e posibil. Câte doi? Altă dată nu mai faci nimic acum. Corect, dacă îi lăsăm acum, degeaba ne-am adunat. Dragi prieteni, suntem la Obileni, unde este o întreprindere cu capital străin și câteva sute de oameni sunt ofensați, umiliți. Ei m-au sunat de dimineață, dar dimineața am mers la procuratură cu alți oameni supărați. Oamenii ăștia primesc 2000 de lei salariu. Și acum ne-au solicitat intervenția. Cum am venit noi sau cum administrația au auzit că noi venim la Obileni, le-au dat și salariu, le-au dat tot. Dar noi nu vrem să cedăm, noi nu vrem să renunțăm, n-am venit în zadar. Creăm un comitet organizatoric, facem sindicat în interior, vom obține și contract colectiv de muncă și vorbim cu oamenii ca să știe să-și apere drepturile fundamentale. Facem cei și nu fac deputații noștri, cei și nu fac instituțiile statului, facem noi. Eu vă rog, aici avem câteva sute de oameni care ne susțin. Vă spun încă o dată, acestea sunt adevăratele sondaje de opinie. Aceste câteva sute de persoane care m-au chemat astăzi și au încredere în mine, să vedeți cum se vor manifesta la alegeri. Și ați văzut discursul meu public, eu nu amint, eu nu fac intrigi, eu vorbesc clar, două opțiuni de vot clare pe dreapta, PAS și Democrația Acasă. Cei care nu înțeles ce se va întâmpla pe 11 și vă așteptăm pe 11 noaptea la noi la sediu. Mă duc să vorbesc mai departe cu oameni. Sper să vină fabrica de încălțăminte, Obileni. Și angajează cusutori și muncitori necalificați. Cenzor, buget.
sper să... Nu vă dau solearc? Au să împingă autocarle ei. Că nu e așa departe. Să ne arătați vreun șef, că eu nu-i cunosc. Nu, facem comitet și mergem să negociem cu ei. Nu-i lăsăm. De urechi și am să vedem cine protejează, care socialist. Păi da, sigur, sigur. Nu, facem acte, documental tot. Până acum i-ați lăsat din capul lor și acum s-au acumulat mai mulți probleme. Ba da, dar sunt jos, sunt negativi. 1200, 1700, ce-i astea salarii? Să trăiască ei cu așa salarii. Dar România, eu prin domnul Savili, joi când a fost aici, i-am dat întrebare. Zică, la români, cât le plătești tu? 600-800 de euro. La români. Păi, dar știți, le dai 700 de euro, români, dacă la moldoveni le dai 100 de euro. Sau 50 de euro. Și dacă tăjim, o să mai tai, o să dai 20-30 de euro, ca la africani, ca în Asia. Dar așa ne comportăm, nu că ne socot. Ei poți să ne socot cum vrem, dacă pui mâna pe bâtă, să vezi cum își schimbă părerea deodată. Cum îi iei de urechi deodată, zice, domn Vasile, dar așa nu. Ei azi m-au supărat cu procuratura lor, că vreau să mă dai afară din procuratură. Și acolo sute de oameni au cumpărat apartamente de 7 ani și nici apartament, nici bani. Și ți ies procuror să arată cu dește. Păi ăștia sunt oameni. Să vină el să lucreze procuror și la Burduhos cu 50 de euro pe lună. Ei au magazine, au firme, au. Alături de colegii mei, eu am să închid, mă duc să vorbesc fără camere de luat vedere. Eu sunt sigur că noi vom rezolva și problema asta și multe alte lucruri vom rezolva. Chiar dacă mulți încă manipulează cu opinia publică și își bat joc și de noi și ies prin televizoare, unii sunt experții? Să vină să le citească lecții cei care au trăit ca burjuii pe banii europeni, pe fonduri europene de milioane. Câte asociații pentru protecția și protejarea drepturilor omului sunt Chișinău pe banii europeni, pe banii americani, sute de mii, milioane de lei, eu am să vă arăt, milioane de dolari, nici nu de lei. Unii și ei acolo să fie lângă oamenii de aici. O, avar mama dracu.